Toamna este momentul perfect pentru ca cei mici să se bucure de activități extrașcolare desfășurate în aer liber. Așa s-a întâmplat și astăzi când elevii școlii gimnaziale Ion Luca Caragiale din Megidie au mers în parcul din zona intim și au adunat frunzele uscate. Elevii s-au plimbat astăzi prin parcul din zona intimă, au făcut pături din frunze, au sărit și făcut tumbe printre mormanele adunate de ei. Toți au admirat culorile toamnei, au respirat aer curat și au legat noi prietenii. Ipostazele în care s-au imortalizat le vor aduna într-un album pe care îl vor expune în incinta unității de învățământ. Am venit într-o activitate în aer liber să descoperim cât de frumos ne putem distra cu frunzele care cad din copaci în acest anotimp viu colorat. Și ne-am propus să prindem câteva fotografii pe care chiar să ni le expunem în clasă sau pe holul școlii. Și vor mai avea loc aceste activități? Da, dacă am început toamna, automat vom veni aici și iarna să construim câțiva oameni de zăpadă și primăvara să descoperim firul ierbii care începe să crească și toate floricelele care vor răsări. Da, noi considerăm că activitățile în aer liber sunt cele care îi recompensează pe ei pentru tot efortul pe care l-au depus la școală în fiecare oră de curs. Chiar astăzi am avut activități foarte frumoase și după meritau o relaxare împreună, să se unească mai bine colectivul și să fie mai bun prieten decât au fost până acum. În cadrul acțiunii de astăzi, elevii au fost informați despre caracteristicile anotimpului toamna, învățați să recunoască fenomene ale naturii specifice acestui anotimp și să le denumească, dar și să observe schimbările petrecute în natură în această perioadă.